Președintele Consiliului Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, s-a alăturat în acest weekend campaniei naționale organizate de socialdemocrați în toată țara cu ocazia Zilei Europei. Aceștia au dorit să afle ce își doresc cetățenii de la Europa, dar și ce proiecte vor să fie demarate prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Duminică, liderul social-democrat din Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost prezent în mijlocul cetățenilor din orașul Vânju Mare, alături de primarul orașului Alexandru Mijaiche, dar și de mai mulți membri ai organizației. Cetățenii au fost bucuroși de prezența acestora printre oameni, scriind pe panourile amplasate de social-democrați ceea ce își doresc de la Europa, dar și de la liderii politici din România. Europa este o comunitate mare, frumoasă, simpatică. Pacea, în primul rând, trebuie neapărat să fie. Fără pace nu putem să facem avenire. Prosperitate, o Europa unită, să fie mai unită decât în momentele de față, că e mult mai bine. Președintele PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost mereu prezent în mijlocul cetățenilor, considerând faptul că trebuie să fie mereu la curent cu nevoile și doleanțele oamenilor pe care îi reprezintă. Duminica a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Europei, subliniind totodată și faptul că Partidul Social Democrat are un plan concret pentru o Românie puternică, o Românie care să apere și să reprezinte cât mai bine interesele cetățenilor din țara noastră, iar nivelul de trai al acestora să se îmbunătățească. Astăzi, de Ziua Europei, celebrăm pacea, unitatea și diversitatea culturală a statelor membre. Pe de altă parte, apartenența României la Uniunea Europeană este o oportunitate, dar și o garanție a dezvoltării noastre. Pentru astăzi, Partidul Social Democrat a propus un exercițiu și asta am făcut și noi la nivelul județului Mehedinți, în special în localitățile urbane. Am amenajat astfel de panouri și am vrut să vedem opinia locuitorilor din județul nostru cu privire la ce a însemnat până acum Europa, Uniunea Europeană pentru ei, ce așteptări au în viitor de la Uniunea Europeană și am constatat cu plăcere că opiniile sunt destul de favorabile. Pe de altă parte, Partidul Social Democrat are un proiect pentru o Românie puternică în cadrul Uniunii Europene, acesta fiind de altfel și unul din motivele pentru care PSD a insistat foarte mult și va insista în continuare pentru ca Planul Național de Redresare și Reziliență să exprime cât mai mult interesele cetățenilor României, să beneficiem de aceste sume importante de bani pentru o dezvoltare coerentă. Printre alte solicitări ale noastre, care să fie cuprinse în Programul Național de Redresare și Reziliență, se regăsesc și acelea de a obține finanțare pentru sprijinirea IMM-urilor care au fost afectate de pandemie, pentru a susține dezvoltarea fermelor care să producă alimente românești, să folosim produsele agricole autohtone, să importăm cât mai puțin, pentru că este bine cunoscut că importăm de regulă produse de proastă calitate. În încheiere de Ziua Europei, dar în același timp să nu uităm și Ziua Victoriei, 9 mai 1945, și Ziua Independenței, 9 mai 1877, să spunem la mulți ani tuturor cetățenilor Uniunii Europene, tuturor cetățenilor europeni și, de ce nu, la mulți ani, dragi români. Primarul orașului Vânju Mare, Alexandru Mijaiche, a subliniat importanța apartenenței României la comunitatea europeană, fondurile europene fiind foarte importante pentru dezvoltarea comunităților locale din țara noastră, iar banii europeni pot cu siguranță să îmbunătățească nivelul de trai al tuturor cetățenilor din România. Ziua Europei este o zi foarte importantă, atât pentru Europa, cât și pentru toate țările membre, la fel și pentru orașul Vânju Mare. În primul rând, ne-am dorit dezvoltare economică, finanțare pentru proiectele care ni le-am propus și care le avem în derulare, liniște, solidaritate, pace, cred că sunt niște dorințe de bun simț ale fiecărui cetățean membru al Uniunii Europene. PSD Mehedinți a organizat această acțiune în mai multe orașe din județul nostru, iar mobilizarea social-democraților a fost una exemplară. Eforturile acestora au fost răsplătite de către cetățeni, care rezonează cu proiectele PSD, pentru că noi cetățenii ne dorim cu toții lideri politici puternici care să reprezinte interesele țării noastre în relația cu ceilalți parteneri externi, iar România să ducă o viață mai bună.